Taximetriștii din Râmnicu Vâlcea, certați cu bunul simț, riscă să rămână fără licență, anunță primarul Mircea Guteau. Declarația a fost făcută în contextul în care poliția locală a constatat că unii dintre aceștia au distrus stâlpișorii montați în zona stației de taxi de lângă centrul comercial Winmarkt. Dacă tot am vorbit de strada Carol, am făcut acele locuri de parcare pentru taximetriști. Vreau să-mi exprim nemulțumirea totală pentru modul cum au înțeles să răspundă clemenție pe care am dat-o. Și anume, nu era stație în zona centrală, am lăsat stație, le-am făcut acea delimitare cu stâlpișori până în capăt, am mărit numărul de locuri cu 7 locuri, i-am rugat foarte mult pentru că am avut o discuție cu mulți taximetriști și mi-au spus, domnule, eu stau în față, stau degeaba că vine la din spate. Da, să fie tot vrem, să furăm, de la Occident, oriunde merge sănătate, primul taxi, ăla ți-a om, al doilea, al treilea, nu ți-a până nu pleacă primul. Și atunci așa îi învățăm să civilizeze. Ce credeți că au făcut? Am pus pe trecerea aceea de pieton, am pus cărbile. Le-au dat cu piciorul în ele. Am mai pus a doua oară, am pus poliția să le păzească. A stat un schimb și schimbul 2 s-au gândit polițiștii că au plecat acasă și au răspuns cu funcția și șeful de serviciu de acolo a răspuns cu funcția. Și ei vedeau din intersecție, pac, peste trecerea de pieton. Am pus camerul la vedere, mâine va mai fi montat o cameră, deja au fost sancționați. Vor fi dați la poliție pentru distrugere trebuie să pune ordine că nu voi face niciun rabat de la respectarea ordinii în circulație. Pentru că nu mi este indiferent când un om este călcat pe trecerea de pieton, nu mi este indiferent când copiii sunt ștergi cu mașina. Deci cei care fac această meserie trebuie să respecte regulile, care vor bine, care nu. Corecția ne civilizează, domnule. Voi supune spre aprobare Consiliul Local, că la două astfel de abateri li se va retrage licența. Pentru că nu este permis să calci, să treci peste stâlpișori respectiv, pentru că sunt camere filmate, am dat și pe YouTube astfel de imagini, trec că îi sună. Doamne, dacă știi că vrei să lucrezi cu stația, nu sta la rândul ăla. Du-te în alte stații unde nu sunt limitările.